Bine ați venit la rețete de weekend. Astăzi am făcut un burger, un cheeseburger, de fapt, cu adevărat deosebit. L-am umplut cu carne de vită, cu brânză cheddar, cu roșii, cu... E un cheeseburger pe bune. Da? Îl încercăm? Încercăm. Hai să-l Hai încercăm. să încercăm, hai să Deși pare vedem. o chiflă banală, nu este o Da, chiflă banală, nu este este. un cheeseburger bombs, așa să-i spunem. Așa se zice. Este o rețetă coreană. Ce avem înăuntru. Arată bine. Arată bine. Arată bine, rău. Îl gustăm? Trece prea Hai să-l tare? gustăm. Ia să vedem. Gustul. Merge. Hai să luăm o gură. Iar. E bun? Mamă! Încercați rețeta asta. Vreau și eu. Rămâneți la rețete de weekend. Vreau și eu. Uitați-vă la rețetă pentru că e, într-adevăr, deosebit. Este o surpriză culinară. Încercați să faceți asta, că e bun, bun, bun. Love, e super bun. Da. Merge, merge. Hai să mai facem, hai să-l mâncăm, hai să-l Delicios. tăvălim. Da, se simt și semințele. Da. Hai să vedem rețeta, să vedem cum l-ai făcut. Rețeta asta specială se împarte în două categorii. Avem blatul și avem umplutura. Pentru umplutură avem nevoie de câteva ingrediente de bază foarte, foarte utile și pe care le găsești în casă. Eu am pus aici 180 de grame de făină pe care am să o cern, pur și simplu o cern așa. Nu vă plictisesc. Asta o facem după aceea. Am pus aici 120 de mililitri de lapte călduț. Atenție, nu fiert. Să fie călduț, cam pe la 37 de grade maxim. Am pus aici 4 grame de drojdie, da? O drojdie uscată, 3 grame de sare, orice fel de sare, noi am pus de Himalaya pentru că asta am avut în casă. Avem aici zahăr, noi am pus 15 grame aici pentru că nu ne place chifla să fie atât de dulce. Poți pune până la 25 de grame de zahăr, da? Aici avem 35 de grame de unt la temperatura camerei, adică să fie moale, pur și simplu. Asta înseamnă temperatura camerei. Toate astea le amestecăm și vă arătăm cum. Trecem la umplutură. Pentru umplutură avem nevoie de 120 de grame de carne de vițel tocată, o ceapă, 3 căței de usturoi, roșie, castraveți, brânză cheddar cam 40 de grame, oregano, sos de soia, piper, o să punem și niște sare și vă arătăm cum. Ca să avem un burger extraordinar, să fie foarte, foarte frumos, am pregătit aici un gălbenuș de ou, o lingură de lapte și semințe. Laptele îl amestecăm cu oul, îl amestecăm bine, 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 bine. Ungem chifla, după aceea presărăm semințe, dar o să vă arătăm la final care e treaba. Și acum ne apucăm de cea mai mișto parte, adică partea care îmi place mie cel mai mult. Cernem făina. O cernem frumos așa, ca să fie aerată, ca să fie... Să fie o cocă moale și delicioasă. Bun. Și ce facem acum? Mai băgăm drojdia, punem aici într-o parte. Băgăm zahărul. Sarea o punem în partea asta la altă. Niciodată să nu punem drojdia în contact cu sarea, da? Pentru că, ia să nu știu lingura. Amestecăm prima dată drojdia cu zahărul într-o parte. Și acum încălzim un pic lepticul ăsta. Un pic, un pic de tot, opa, așa. Mai amestecăm până se încălzește laptele, dar trebuie să încălzească puțin de tot. Gata, s-a și încălzit. Ia să vedem.
putem mai bere cum e, ok? Nu l-am pus pe tot. Îl punem un pic mai încolo. Uite, vezi, din câte observ, drojdia nu am ăsta, pardon, sarea, nu, încă nu am băgat-o. Băgă acum. Bun, acum punem restul de leptic. Imediat punem și mânuța. Trebuie să mai scot un pic de făină ca să am aici la îndemână. Am folosit o făină 650. Ce înseamnă 650? Înseamnă că este foarte bună pentru brutărie. Nu este atât de fină ca aia 000. Și acum începem să introducem untul. 35 de grame. Gata. Deja mă deranjează. Băgăm aici un aluatul. Nu vă speriați că o să se întâmple așa, o să fie așa moale. În momentul când începe să loviți de masă, el începe să, aluatul începe să se moaie. Să-și facă o textură foarte drăguță. Avem aici un accident, da? Opa! Accident după accident. Nu vă speriați că arată așa. Și de ce trebuie să bați? Pentru că nu știu. Da, ea trebuie bătută, nu? Da, ea trebuie bătută. Ea trebuie bătută că în momentul când o bați, nu știu ce se întâmplă la nivel chimic. Începe să... Uite, vezi? Deja a început să-și schimbe textura și... Da. Le facem așa, cam 3-4 minute. Parcă a început să arate aluat. Surpriză, nu vă speriați. Dacă faceți această rețetă, că nu este, nu vă iese. Să dăm un praf de făină. Am dărmat bucătăria. După ce frământăm în stilul ăsta și îi dăm bătaie, trebuie pusă la crescut cam 40-50 de minute. După care noi în timpul ăsta noi ne apucăm să facem umplutura pentru acest minunat burger. Deci după cum observați, arată foarte bine, da?
nici nu știu dacă au trecut 4 minute sau 5. Cred că au trecut 4? Cât timp a trecut? Da, au trecut 4. Au trecut 4. Cum se numește tehnica asta? Mai țin minte? Snap and... Sleep and... Snap and pleznește. Cum să zici? Snap and slap? Da, ceva de genul ăsta. Este o tehnică franțuzească. Din ce am înțeles și eu. Ca să se facă pâine cu foasă. Gata, deja acum o simt că e foarte, foarte moale. Ia uite cum e. Ia mai arată-mi o dată încet. Nu se lipește, nu... Gata, îi mai dau 3-4 ori. Și o băgăm la crescut. Am dat drumul la aragaz aici să fie călduț. 30 de grade. 35 de grade în jurul ei, ar fi bine să nu deschide geamurile, să-i fie curent. Fac așa o biluță. Și ultima lovitură. Hop! Da? Acum o acoperim cu folie de stanol, pardon, de plastic. Lăsăm până când își mărește volumul de 2 ori, 2-3 ori. Și pentru umplutură facem dressing-ul clasic de burger, da? Maioneză, muștar și ketchup. Amestecăm frumos. Asta e clasicul de la burger, nu? Îl punem în interior, în peste rătură. Carne. Da. Amestecăm bine tot. Și acum ne apucăm de tocat ceapa. Gata, tocăm ceapa, tocăm mărunt, mărunt, mărunt. Cât de mărunt putem. Cam 90 de grame de ceapă ar trebui să punem. Călim ceapa, un picuț de ulei, ulei soarelui sau ce ulei aveți voi. Și băgăm ceapa. Opa. Când a făcut prea tare, aici este bine și călim ceapa. Ceapa un pic, băgăm și usturoiul.
mult usturoi, că nouă ne place cu mult usturoi. Da. Și imediat, după ce a devenit ceapa transparentă, ia uite, intrăm cu carne de vitrare. Carne topată. A început să miroase a mâncare, nu? Bun, da. Trebuie să încercați această rețetă, că mie mi-a schimbat viziunea. Să dăm un poc mic. Cam mediu așa făcută. Pentru că mai lăsăm un sfert de oră la cuptor și acolo se face definitiv. Se face un pic. Bineînțeles, îi dăm acum sare, îi dăm piper, oregano. Dacă s-a liniștit focul, lăsăm un pic să se facă și ea. Ce liniște s-a făcut? Asta-i zbomul. Da. Că se face toată. Mai să... Eu filmez acolo, de... Sara. Crescut puțin. Ai crescut puțin, da. Să vezi că până la final cât se face. Ce bine miroase. Bun. S-a făcut un pic, acum începem să-i facem așa. Să-i punem sare. Bineînțeles, sare după gust. Noi punem de două ori, așa că așa m-am obișnuit eu. Avem aici vin alb. Soia. Opa. Oregano. Cred că până pun cu ăsta. Deci ne-am pus și puțin vin alb și nu știu dacă în ingrediente am spus și vin alb, dar... N-am spus, din păcate n-am spus. Am pus, da, n-am pus. Dar... Piperos. Adică piper. Piper, adică piper, corect. Și acum lăsăm miroase să se facă. Începe miroase să miroase bine, da? Asta e perfect. N-arată foarte bine ce-i trebuie. Arată bine, mi-e arată place. Bine? Da. Eu nu știu ce să zic. Dar nu se vede că e în interior. E o surpriză cu adevărat asta. O surpriză culinară. Dacă chem pe cineva la tine acasă și îi zice, hai să dau niște pâine, și îi dai niște burgeri da, de-astea, da, da, și el mușcă și se gândește că e chiflă, mamă, ce da. Chiflă moale, ce... Mm-hmm. Și de fapt e plină cu tot ce conține un cheeseburger, un burger. Pentru că asta folosim, de fapt. Mm-hmm. Chiar folosim ingredientele care se folosesc într-un cheeseburger, numai că le punem în interiorul ei. Și e foarte interesant, e chiar interesant. Și mai o chestie mișto. Rețeta la cocă. Rețeta la cocă, da. Faptul că are untul la 35 de grame și... rețeta la cocă. Faptul că are
lapte care unt, care zahăr, chiar definește gustul de, de cheeseburger, știi? Îi facem și un plating frumos, facem și o prezentare și l-am urcat pe YouTube să vedem ce părere aveți și voi. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Rețete de Weekend, Instagram, Facebook avem, avem chiar și un site unde postăm rețetele, rețetele noastre. Încercați să ne susțineți. Pe TikTok, da, suntem forță. Da. Încercăm și noi YouTube. Pentru da. Să nu râdeți de noi, este al doi, a doua noastră filmare. Da, pentru YouTube special. Noi încercăm rețete pe care nu le găsim. Și care ne și plac și care, le mâncăm. Da. Nu suntem bucătari, profesioniști, dar mai cochetăm cu mâncarea. Adică unele lucruri știm să le facem. Cu unele lucruri ar putea să ne lăudăm chiar. Tot ce are legătură cu pâinea. Cu pâinea, da. Ia. Îmi place pâinea, poate fi și mărul un pic. Hai, nu, că nu... Nu se vede, o? Bine, o. Și asta se tot face aici. Face bine, miroase. Miroase bine. Vită. Vită cu usturoi, cu ceapă, sare, piper. Mă rog, am pus și un pic de soia, știi, soia la. Coca crește, asta se face, îi punem stop. Ce se mai pune în umplutura? În umplutura de carne? Nu, bă, în umplutura cheeseburgerului. Păi, o să facem așa, după ce terminăm chifla, adică coca, o facem așa într-o formă și noi montăm carnea, roșiile, castraveții, sosul de dressing-ul clasic de burger, muștar... muștar, maioneză și ketchup. Hai să tăiem și roșia și castraveți. Cum să-i tăiem? Uite, așa, fel de mici. Nu o să ne iasă 4 porții. Sau putem să facem 2 și facem unul gigant, ca facem 4. 4, că eu vreau 4. Că tu vrei 4, nu? Și tăiem, nu cred că o să punem toți castraveții. Vedeți și voi cum intră acolo. Roșia. Așa. Asta mai bine cu bulețe. Da. Așa. Și ăsta, opa, uite, asta e brânza cheddar. Și astea practic le punem. Asta, și asta, asta. Și acela din muștar, ketchup și ăla îl punem la final, adică la final cu toate astea. Ordinea nu știu dacă contează atât de mult. Nu cred că contează. Asta cred că e gata. Are sare, e gata. Ce bine era. Abia aștept să mănânc. Cred. Și eu, da, abia aștept să mănânc, pentru că, ce crezi, s-a făcut foame de timp? Mai sunt 17 minute, crește. Poate dura și mai mult, să știi. Până își dublează volumul. Păi revenim. Revenim. Ia loc să vedem dacă ți-a ieșit carnea în pin. Ce ți-a ieșit aici? Hai că o terminăm până când îmbim. Cheeseburgerii. Ia mă, ia. Love. Foarte super bună. E bună? Bă, dar ce bună e. Gata, cum mâncăm pe toate pe da. Bun, și-a dublat volumul, se pare. Ia uitați cât de mare s-a făcut. O scoatem de aici, îi scoatem gazul din ea. Și formăm chiflele. Haideți să vedem cum le facem. Ia uitați ce frumusețe. Să
fac așa un pic cu făină pe mână. Am lăsat-o până la urmă o oră. Da, o oră am lăsat-o să crească. Scoatem așa gazul în ea. Vai, ce moale și ce soft este la atingere, nu vine să crezi. Facem așa rotundă. Și o împărțim în patru. Uite așa. Și așa, e bine? E bine. Minunat. Și acum facem o biluță. Uite așa. Asta e cea mai bună tehnică de coace rotunde, adică și cea mai ușoară, știi? Faci așa și ai și rotundă. Hop! Vezi cum faci așa, ia îți vine în mână, tu. Înțelegi? Nu e nimic complicat, toată lumea poate să facă asta. Asta pare mult mai mică. A? Pare mai mică? Asta e, unul este mai mare, unul mai mic? E un pic mai mic. Le facem așa ca să le mai punem puțin la... 5 minute le mai lăsăm să... Crescut. Da. Și le mai lăsăm aici fix, fix 5 minute. După 5 minute. Exact. Și după 5 minute, dăm asta la o parte. Punem aici un pic de făină. Așa, pe toate. Hop! Și începem cu unul. Facem așa frumos. Aici e un singur secret. Întindem coca cât o întindem, da? Uite așa. Și partea cea mai importantă este când marginea, uite, o facem așa. Înțelegi? O facem mai subțire, o întindem numai aici. De ce? Că noi în momentul când o strângem, ca ea să fie subțire și să putem să o adunăm. Mm-hmm. Dacă ea ar fi fost grea. Deci asta e fața, de fapt, că le întoarce. Mm-hmm. Așa facem la toate. Și asta e tot. Mm-hmm. Așa facem la toate. Le facem la toate acum? Da. Uite, o întoarcem așa și îi facem cu mâna. Îi mai facem și cu mâna? Îi facem și cu mâna, da. Aceeași tehnică. Vezi numai pe margine. Mm-hmm. Întoarcem așa și îi facem cu mâna. Cât să fie subțire aici în capăt ca să putem să o adunăm.
pretul ăsta este, da? Uh-huh. Să fie mai subțire pe margine. Marginea să fie subțire, da. Pentru că aici în interior, adică în, pe jumătate, aici e gros, adică e fața burgerului. Uh-huh. Sau cheeseburger, cum vrei să-i spunem? Cheese. Da. De aici asta, vezi? Mai corect ăsta, că... Da! Eh, nu sunt doar la restaurant, nu trebuie să iasă neapărat. Perfect, perfect. Ce-ți toate bune. Vă mulțumesc. Și cam asta ar fi. Uh-huh. Acum le umplem. Okay. Pregătim tava. Una, două, trei, patru. Da? Uh-huh. Asta am vrut să zic. Aici mergem în continuare. Hai să umplem minunatul burger. Stai să ne mirăm. Deci prima dată punem carne. Punem cărnița. Și ce mai punem? Băgăm niște roșii. Castraveți. Murați, clar. Ca la burger. Da, chiar ca la burger. Cașcaval. Am cumpărat brânză maturată cheddar. Să punem extra. Wow, da. Și ce? Dressingul. Dressingul din ketchup, muștar și maioneză. Exact. Și acum îl închidem, da? Să nu fiți pus pe mâini, asta e foarte important. Uite cum îl închidem. Îl aducem o dată așa și începem să-l strângem. Pur și simplu. Bine, eu cred că am greșit un pic. Acum nu trebuia să pun sosul primul, adică aici la coadă. Ultimul. Opa, așa. E un pic dificil aici, se pare, că l-am și umplut cam mult. Da, și mie mi s-a părut că ai pus. Ideea e că l-am închis până în momentul ăsta. Uh-huh. Trebuie să ne asigurăm că îl închidem bine, da? E foarte important să ne asigurăm că este închis perfect. Uh-huh. Iată. S-a închis? Cred că s-a închis, nu? S-a închis, da. Așa se întoarce. Exact, asta e surpriza. Uh-huh. Hopa, îl luăm. Că nu prea-mi place aici, am mai pus niște făină, nu? Așa facem la toți, da? Iasă. Încă unul. Hop! Aici, vezi? Am exagerat eu, am pus cam multă carne. E bine să punem o lingură de asta, ne ajunge. O lingură și un pic. Asta e mai mare? Da, mai mare. Bun. Ce fac acum? Nu mai pun ultima dată sosul. Da? O să pun roșiile, atenție, da? Uh-huh. O să pun roșiile, pun acum sosul ca să știu că e pus. Uh-huh. După aceea pun cașcavalul. Uh-huh. Una, două. Ne ajunge. Opa, așa. Hai să punem trei.
Vă mersi pentru ajutor. Și acum castraveți, vezi dacă e mai ușor dacă nu-i pui sosul, că te lipești de el, te... Am băgat mâinile în pâine că m-am udat de la... Și acum am pus tot, da? Am pus tot. Și îl strângem mai ușor acum, vezi că nu mai avem sosul ăla, nu ne mai deranjează. Da. Îl adunăm pe tot în mijloc, cam aia e treaba. Și îl apăsăm așa cât să se... Mm-hmm. Acesta e și perfect. Așa mi se pare. Toate sunt perfecte. Toate. Și noi cum putem. E foarte bine. De că el o să mai crească, știi, și dacă nu îl închizi bine, s-ar putea să ai surprize și nu cred că e. Cheeseburger Bounce. Da, Cheeseburger Bounce. Cam asta este surpriza de astăzi. Super surpriza. Și tot așa. Aceeași poveste. Deci mai crește în timpul ăsta. Ea începe să crească, că la noi e ce cald acum. Da. Eh, după toată zi. După toată asta, va trebui lăsat, l-a crescut din nou încă 30 de minute. A, da? Da. Durează un pic rețeta asta, dar este cu adevărat spectaculoasă. Plus că n-ai multe lucruri de făcut. Stai numai să crească atâta. Da. Că asta durează puțin, adică nu... 10 minute mai mult. O pot abține să nu să pun carne. Cu că de-l faci. Asta e carne de vită, da. Așa. Ce-am pus? Roșii? Da. Brânzică. Sos. Sos. Hai să pun sos. Așa. Hai că m-am... Una, două, trei. Deci îl numim Cheeseburger Bombs, ok? Că am pus... Auzi, da, dar nu mă pot abține. Ce vrei să pui? Nu mă pot abține, ce să zic? Mi-e vegan! La... Cer scuze pentru eventualii noștri urmăritori. Bun. Am pus o felie de bacon. Nu se pune în burger bacon? Da. Păi pe asta am... Mai bine așa, nu? Da. Așa, da, bine. Și pe celelalte să-l faci tot la fel. Îți dai seama. Două așa și două așa. E, voi puneți ce vreți în el. Da, până la urmă se poate pune. Poți să pui absolut orice. Poți bine, poți să pui și, exact, normal, și din carne de curcan. Mamă, cum iese cu carne de curcan, chiar și de pui. Fără eu pus să schimbe. Tu pui ce vrei în el, că este un înveliș, practic. Mm-hmm. Dar noi aici am respectat gustul de cheeseburger, mm-hmm. Da, știi? Am pus brânză maturată, adică cheddar. Mm-hmm. Mă întreb cu Maria și dacă am pune... Ciocolată? Ciocolată, da. Dar brânză, eu știu, de oi... Poți să pui absolut ce vrei tu. Ce vrei tu poți să pui în asta? Deci nu există o regulă. Asta este gustul tradițional, adică tradițional. Este gustul de burger, da, ca și cum ai mânca un... Plus că poate nu vrei maioneză sau eu știu. Exact. O faci cum vrei tu. Da, nu trebuie neapărat să pui vin în... Da. S-a întâmplat să avem vin. Bine. Alb, da, se pune. În rețeta coreană de unde am citit-o eu, ei puneau vin. Puneau? Și, da, puneau vin în carne și de asta am pus și eu. Da, că ți-e place.
Da, respect rețetele să le faci. Așa, castraveciori. Ca așa. Și emmentaler. Brânză cedar. Brânză cedar, scuze. Astea nu le-am numărat. Și nu crezi că ai uitat ceva? Și super bacon. Care n-am plănuit, dar... Asta a intrat pe... Și vezi că ți-e spun dublu, hai. Ai, no, dublu spun. Drăguț, dar de unde o să știe că ăsta e al meu? Îl trage la sorț. Da, da. O să țin eu minte că... Le-am făcut, voi să nu le umpleți atât de mult, că o să vă chinuiți. E, e, le-am umplut cam mult, recunosc. Dar nu m-am putut apropi. Asta l-am exagerat. Sper să iasă. Să nu crape atâta tot, știi? Că de ieșit... Trebuie să-l facem cât mai mult. Aici profităm de faptul că aici avem coca groasă, știi? Mm. Și începem și tragem din ea. Și ducem în sus așa, ca să avem siguranță. Asta a durat mai mult, dar e și cel mai plin. Mm-hmm. Bun. Acum acoperite cu folie alimentară, ca și exemplu, și lăsate 30 de minute, da? Să dospească, băgate după aceea, date cu ou și cu laptele, semințe peste, băgate la cuptor, 12-15 minute, cam atâta durează. Sunt perfecte. Hai să vedem. Acoperim cu folie alimentară. Alimentară. Și mai lăsăm cât? Până cresc și ele, nu până își dublează volumul. Cam, cred că în 25 de minute sunt... După 30 de minute, chiflele noastre au crescut, după cum se vede. Da. Aici am pus laptele peste ou. Da. O lingură de lapte cu ou. Uh-huh. Opa, îl amestecăm așa bine, bine. Ok. Și acum, asta l-am făcut ca să ungem chiflele. Dăm așa frumos peste tot. Ce babane s-au făcut. Da, chiar s-au făcut mari. Care o fi ăla cu bacon? Oh, nu mai știu. Nici eu nu mai știu. Așa că chiar este un cheeseburger cu surprize. Da, chiar este. Dreptate. Cred că ajunge, nu? Uh-huh. Ok. Acum... Semințe. Nu, ne place cu multe semințe, de asta punem atâta semințe. Puneți câte semințe vreți voi. Da. Să puneți. Mie îmi place să fie așa plin de semințe. Cred că ajunge. Uh-huh. Mai trebuie un pic. Și gata, le băgăm la cuptor.
temperatură, eu am pus temperatura de sus și de jos la 180 de grade, cam 15 minute, da? Și ai preîncălzit cuptorul. Am preîncălzit cuptorul, sigur că da. Deci, cuptorul cald, 180 de grade, cam 10-15 minute când se rumenesc ele, când începe să arată, când încep să arate ok, da? Ok, hai să vedem. Hai și la cuptor. Haide, fetele. Și cât timp cât timp ținem? Noi o să dăm aici 12 minute, posibil să le ținem 15. Ah, ok. E în funcție deci de nu atât de mult. Nu atât, pentru că e subțire blatul. Blatul e subțire, e atâta. Ele sunt îmbrăcate. Înăuntru totul este preparat, da, adică carnea este făcută dinainte. E totul gata. Trebuie numai să se facă căca. Am făcut și curățenie. Da. Ne pregătim să mâncăm, nu? În timp ce ne pregătim să mâncăm. Nu știu dacă mai facem desert. Poate facem și un desert. Hai că vedem. Vedem. Ne gândim. Și după fix 16 minute scoatem din cuptor. Minunații noștri burgeri. Arată delicios. Arată foarte, foarte bine. Casă. Foarte bun, pardon. Divin. Miroase. Deci noi ne-am lăsat cam 15 minute și jumătate, aproape 16, pentru că nouă ne place să fie super rumenit. Da, chiar ne place mai rumenit așa. Bun. Ia uite. Hop, hai să-i lăsăm să răcească un pic. Să-i tăiem, să-i gustăm, să vedem ce a ieșit aici, nu? Da.